Ba mai mult de atât, dacă sunteți îndelăniciți puțin cu istoria, știți foarte bine că perioada antebelică era numită de până în primul război mondial până în anul 1914. Perioada aceasta a fost numită în epocă, din felul următor, la Belle Epoque, epoca frumoasă, o vreme de prosperitate, o vreme de liniște, o vreme de dezvoltare culturală, intelectuală și socială fără precedent. Și mai mult de atât din perspectiva vremurilor pe care noi le trăim, Cuvântul lui Dumnezeu spune în 1 în 5 cu 3 că perspectiva este următoarea. Când vor zice pace și liniște, atunci o prăpedenie neașteptată va veni peste ei și spune acolo, nu va fi chip de scăpare. Întotdeauna, dacă vă uitați în Sfânta Scriptură, după vremuri de mare prosperitate, după vremuri de mare liniște, după vremuri de mare dezvoltare economică și socială și culturală au venit mari catastrofe. Noi în seara aceasta ne găsim la un astfel de hotar al istoriei. Se tot vorbește despre sfârșitul lumii. Anul trecut a fost o obsesie cu sfârșitul lumii. Dar spunea cineva că noi românii trebuie să fim liniștiți, că oricum la noi sfârșitul vine mai târziu. Știți de ce? Pentru că zice, suntem în urmă cu 100 de ani. Pe noi ne ajunge ultimii sfârșitul. Însă, cuvântul lui Dumnezeu prin gura omului Solomon, acest mare înțelept al Sfintelor Scripturi, spune așa, că ce a fost, va mai fi. Și că ce s-a făcut, se va mai face. Și că nu este nimic nou sub soare. Ba mai mult de atât, din perspectiva vremurilor pe care noi le trăim astăzi, cuvântul Mântuitorului nostru Iisus Hristos spune așa, cum s-a întâmplat în zilele lui Noie, la fel, a idoma, se va întâmpla și la venirea sa. Frașii și surori, prieteni dragi, am toată convingerea că noi suntem astăzi într-o vreme de liniște, dar liniștea aceasta este liniștea dinaintea furtunii. Întotdeauna, repet, această idee, după vremuri de mare pace și liniște și prosperitate, au venit marile catastrofe peste întreaga umanitate. Noi, în această zi, în vremea aceasta pe care o trăim, în ziua aceasta, în anul acesta, la nivel global, suntem într-o vreme de relativă pace și liniște și prosperitate. Dar vine ceva ce noi nu ne așteptăm să vină. În seara aceasta, bazat pe acest cuvânt, bazat pe viața lui Noe, vreau să vin în fața dumneavoastră cu un cuvânt pe care l-am intitulat Liniștea dinaintea furtunii. Liniștea dinaintea furtunii. Pentru că în vremea dinaintea potopului lui Noe a fost o vreme de liniște, a fost o vreme de relaxare. Însă, și noi trăim această vreme de liniște. Ce facem însă în perioada aceasta? Ce trebuie să facem fiecare din locul acesta în această vreme de liniște dinaintea furtunii? Haideți să ne uităm ce a făcut Noe și mai apoi să imităm, să urmărim exemplul lui. În primul rând, în această vreme de liniște dinaintea furtunii, trebuie să trăiești viața ca o excepție de la regulă. Trăiește-ți viața ca o excepție de la regulă. Uitați ce spune Cuvântul lui Dumnezeu despre lumea în care a trăit Noe. Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi, numai spre rău. Mai departe, în versetul 12 spune așa, Dumnezeu s-a uitat spre pământ și iată că pământul era stricat. Și iată că orice făptură își stricase calea pe pământ, dar Noie, spune cuvântul lui Dumnezeu versetul 9 din capitolul 6, erau un om neprihănit și fără pată între cei din vremea lui. Era un om care făcea excepție, așa acesta era noie. În această vreme de liniște dinaintea furtunii, dragul meu prieten, frate și soră, trăieșteți viața ca o excepție de la regulă. Imită dacă veți comportamentul acesta a lui noie. Pentru că oamenii din vremea lui Noe, spune Sfânta Scriptură, că aveau o trăire dominată și înclinată obsesiv în fiecare zi numai spre rău, gânduri rele, fapte rele, vorbe rele, vorberele, trăirerea. Și din acest peisaj sumbru de sfârșit de lume, Noe este omul care face excepție. Din prisma acelor oameni, nu este greu de imaginat cum era privit Noe. Vă cam dați seama cum era privit noi de către contemporanii săi? Am toată convingerea că atunci când cineva vorbea despre Noe, spunea despre el în felul următor, Păi cine, domne, noi? Păi omul ăla zice, e un excentric. Omul ăla e un ciudat, e un retrograd, e un adaptat, un om care nu se conformează regulilor noastre și de societatea păgână și murdară și idolată din vremea lui Noie a fost marginalizat și dat la o parte. Pentru că acesta este statutul omului lui Dumnezeu într-o lume păcătoasă și murdară. Întotdeauna vei fi marginalizat. Iar datoria ta este ca să strești viața ca o excepție de la regulă. Noi a fost marginalizat. Am toată convingerea că a fost el și familia lui, dacă vreți, niște singuratici, și nu prin faptul că nu putea să comunice cu cineva, că definiția singurătății nu e aia că cineva nu poate să comunice cu altcineva, Ce aș spune mai degrabă că se întâmplă și este potrivit în cazul lui Noie, cu definiția dată singurătății de către părintele psihologie analitice Carl Gustav Jung, care spunea în felul următor, când cineva cunoaște mai mult decât ceilalți, devine singuratic. Când cineva cunoaște mai mult decât ceilalți, devine singuratic. Știți ce cunoștea noi și nu cunoșteau cei din vremea lui? Era faptul că într-o bună zi Dumnezeu pregătise să nimicească tot Pământul. Asta cunoștea noi, asta știa noi și de aceea omul acesta și-a trăit viața diferit de către cei din vremea lui. La fel este și cu noi astăzi. La fel este și cu copilul lui Dumnezeu, cu omul lui Dumnezeu din vremea de astăzi. Creștinii sunt marginalizați, creștinii sunt dați la o parte din lumea aceasta. Știți de ce? Pentru că se împlinesc cuvintele profetice ale Mântuitorului nostru Isus Hristos care a spus așa în Ioan 17. Spune El așa, Isus Hristos, Lumea vă va urâ. Știți de ce? Le-am dat cuvântul tău și lumea i-a urât. De ce? Pentru că ei nu sunt din lume. Și lumea nu iubește decât ceea ce este al ei. Dacă vrei să umbli cu Dumnezeu, așteaptă-te să fii bagiocorit. Spunea Petru în capitolul 1 din epistola sa sobornicească, versetele 3 la 4, pentru că nu alergați împreună cu ei la același potop de desfrâu, ce fac? vă bat jocoresc. Dacă vrei să umbli cu Hristos, așteaptă de să fii prigonit. Spunea Mântuitorul nostru, dar toți cei care vor să trăiască prin gura Apostolului Pavel, dar toți cei care vor să trăiască cu evavi în Hristos, ce vor avea parte? Să fi prigoniți. Priviți ca niște ciudați. Priviți ca niște mincinos, spunea Sfântul Apostolul Pavel în 2 Corinteni, măcar că spunem adevărul. Dacă vrei să fii omului Dumnezeu, trebuie să străiești viața ca o excepție de la regulă și lumea te va urâ. Citit recent tot într-un articol de presă, dintr-un ziar britanic, că un tânăr pe nume Nathan Grindel, în vârstă de 33 de ani, s-a dus și el să asiste la o partidă de darts. Era finala campionatului pe Marea Britanie de darts. Și evenimentul ăsta s-a organizat într-o sală mare de aproximativ 4500 de locuri. Și s-a dus omul acolo să asiste și el la finala campionatului național de darts. Numai că, la un moment dat, unul din mulțime a observat că omul ăsta semăna foarte bine cu Isus. Și anume cu Isus acela reprezentat de către iconografia creștină, cu părul mare, cu barbă, acel Isus reprezentat în icoane. Și omul ăsta s-a uitat bine la omul acesta, la Nathan Grindel, și a început să râdă de el. A zis, uitați-l pe Iisus! Și a insistat tot mai mult cu, cu apelativul acesta, zice, uitați-l pe Iisus! Și a început să râdă. Și exemplul lui a fost urmat și de către ceilalți. Toți au început să râdă de omul ăsta. Ba mai mult de atât, omul acesta a început să ridice în picioare și a început să cânte un imn creștin și făcea cu mâna spre omul acesta ca și cum el ar fi fost Isus. Și aproape 4500 de oameni s-au ridicat toți în picioare și în jocuri au început să cânte un imn creștin și toți arătau cu mâna spre omul ăsta. Au venit organizatorii care organizau finala aceea de darți, pentru că partida era televizată și au venit organizatorii și l-au scos afară pe omul ăsta cu forța pentru că se mâna cu Isus. Și mai mult de atât, la finalul acestei partide de darți, care a fost întreruptă până când omul ăsta a fost dat afară, unul dintre finaliști, pe nume Phil Taylor, a spus în felul următor, dacă îl mai văd odată pe acest Isus, îl crucific cu mâna mea. Și toți au aplaudat. Aici se ajunge. N-ai voie să semeni cu Isus. N-ai voie să vorbești ca Isus. N-ai voie să trăiești ca Isus. De ce? Pentru că le ofensez păcatul și trăirea. Iubiții Domnului, suntem chemați de către Dumnezeu să ne trăim viața diferit de către lume. Suntem chemați să ne trăim viața diferit, să facem o excepție de la regulă. Știți de ce s-a ajuns aici? De ce s-a ajuns în situația aceasta în care creștinismul este dat la o parte, este aruncat pe ușa din dosa istoriei? Pentru că. De pildă, oamenii de știință susțin tot mai des în ultima perioadă și cercetători de la NASA că polii magnetici ai Pământului, plusul și cu minusul, s-au inversat. Și asta va duce în viitor la perturbații foarte mari din punct de vedere climaterologic. Și mai mult decât și în domeniul telecomunicațiilor. Dar problema mare, prieteni buni, este faptul că polii morali ai Pământului s-au inversat că astăzi binele este numit rău și răul este numit bine. Pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu, uitați ce spune Apostolul Pavel în 2 Timotei. Cuvintele acestui om sunt de asemenea profetice. Și spune în Apostolul Pavel în 2 Timotei 3 cu 1 la 5. Că în vremurile din urmă, spune acolo Apostolul Pavel, Oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea și soluția pe care Apostolul Pavel o dă lui Timotei și ne-o dă și Domnul, astăzi este următoarea. Depărtează-te de oamenii aceștia. Noi trăim într-o lume cu susul în jos. Trăim într-o lume în care polimorale a lui Dumnezeu s-au inversat de către oameni. În care oamenii nu mai recunosc valorile lui Dumnezeu. Știți care este religia cu cei mai mulți practicanți pe pământ în ziua de astăzi? Nu este nici creștinismul, nu este nici islamismul, nici măcar budismul. Este hedonismul și anume religia plăcerii. Pentru că oamenii vor să facă numai și numai ce le place. Domne, dacă îți place să bei, bea. De ce credeți că se drogează zeci și sute de mii de tineri în ziua de astăzi? 80 de mii de tineri din România se drogează în secundele acestea, poate. Pentru că le place. De ce credeți că oamenii beau alcool până nu mai văd bine? Pentru că le place. De ce credeți că oameni și oameni curvesc? Pentru că le place. Pentru că găsesc plăcere în păcat. S-a inversat lumea. Polii morale pământului s-au inversat. În această vreme, Dumnezeu te cheamă să trăiești diferit. Noie a trăit diferit. A fost o excepție de la regulă din vremea Lui. Apoi, în această vreme de liniște, dinaintea furtunii, ascultă de glasul Lui Dumnezeu, ignorându-L pe cel al lumii. Ascultă de glasul Lui Dumnezeu, ignorându-l pe cel al lumii. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Versetul 13. Atunci Dumnezeu a zis lui Noe, sfârșitul oricărei făpturi este hotărât înaintea mea, fiindcă au umplut pământul de silnicie, iată că am să-i împreună cu pământul. Făți o corabie din lemn de gofer, Corabia aceasta să o împarți în cămăruțe și să te încuiești cu smală pe dinăuntru și pe din afară. Iată cum să o faci. Corabia să aibă 300 de coți în lungime, 50 de coți în înălțime și 30 de coți în înălțime. Să faci corabie o fereastră sus, lată de un cot, ușa să o pui în lăturea corabiei și să faci un rând de cămări, jos, altul la mijloc și altul sus. Și iată, spune Dumnezeu, că eu am să fac să vină un potop de ape pe pământ ca să nimicească orice făptură de sub cer care are suflare de viață, tot ce este pe pământ va pieri. Și știți ce spune cuvântul lui Dumnezeu mai departe? Vesetul 22. Așa și făcut Noe, a făcut tot ce-i poruncise Dumnezeu. În această vreme, dinaintea furtunii, ascultă de glasul lui Dumnezeu, ignorându-l pe cel al lumii. Gândiți-vă ce-o fi fost în mintea lui Noie când Dumnezeu îi spune să construiască o corabie, o arcă de asemenea dimensiuni. În primul rând, mă gândesc că a fost o luptă la nivel mental. Doamne, tu vorbești serios? Doamne, asta e soluția ta? Doamne, tu ești mare și atotputernic? Tu poți să. Ne iai pe mine și pe familia noastră să ne pui pe un vârf de munte și să ne toată lumea. Doamne, dar Tu nu ai alte soluții, numai asta. Să mă pui să construiesc o asemenea corabie. A fost dificil pentru noi să accepte glasul lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu la nivel mental, dar și la nivel fizic. Știți ce a presupus construirea acestei arci? Aproape 80 de ani, spun teologii, de muncă fizică intensă se construiește mai apoi o corabie, o arcă de 140 de metri lungime, 23 de metri lățime și 14 metri înălțime. Nu e așa că uneori lucrurile pe care ni le cere Dumnezeu să le facem, ni se par absurde? Oare am zice noi, nu putea Dumnezeu să găsească un alt plan? Oare Dumnezeu nu avea soluții mai simple? Nu ni se pare oare de multe ori greu și ciudat să acceptăm voia lui Dumnezeu și ceea ce ne spune Dumnezeu? Cât de absurd ni se pare uneori să ascultăm de cuvântul lui Dumnezeu? Păi fraților, când spune Iisus Hristos să întorci și celălalt obraz și ție ți vine să-i tragi un pumn, nu? Nu ți se pare greu? Când ai atâta ură pe omul ăla și el îți trage o palmă și Hristos spune, dar întorci și obrazul celălalt. Nu ți se pare voia lui Dumnezeu ciudată? Nu ne se pare oare de multe ori ciudată și de neînțeles voia lui Dumnezeu când spune că pe cel ce te bleastă, mă, tu ce să faci? Ia auzi, binecuvântă-l. Citește Psalmul 23. Să-i vrei binele și el să-ți vrea rău. Adică omul te bleastă, mă, omul te înjură și tu ce să faci? Să-l binecuvântezi. Doamne, dar ne cer lucruri prea mari. Nu -ți se pare, sau nu, -ți, nu -ți se pare greu când citim în Biblie că Hristos îi spune unui om, da, vrei să mă urmezi, vinde tot ce ai, împarte la săraci și urmează-mă. Greu. Haideți să fim sinceri. Eu nu cred în acei oameni care vin într-un mod superficial și spun tot ce mi-a zis Dumnezeu voi face. Sunt unele lucruri pe care le înțelegem foarte greu și ni se par ciudate și parcă nu-L înțelegem pe Dumnezeu. Gândiți-vă la noi să construiești aproape 80 de ani o arcă, tu și numai familia ta. Să-ți cheltui o groază de bani pentru asta și să te lupți să o termini la timp. N-a fost ușor pentru noi să accepte voia Dumnezeu. Dar în aceeași, dacă vreți, în același ung de înțelegere a problemei, oare n-a fost absurd ca pentru noi, pentru păcatele noastre, pentru pedepsele noastre, pentru nelegiurile noastre, cineva să moară? Oare n-a fost absurd din punct de vedere logic și uman și rațional ca un tată să-și dea singurului fiu la moarte ca să moară pentru cine? Pentru noi. Pentru cei care -am, nu l-am băgat în seamă, spune Isaia. Pentru noi cei care am crezut că Dumnezeu l-a răzbunat. Nu e ușor să înțelegem anumite lucruri. Însă, noi trebuie să acceptăm și să ascultăm de glasul lui Dumnezeu, să-L ignorăm pe cel al lumii. Spunea scritor britanic C.S. Lewis în felul următor, că înaintea lui Dumnezeu există două categorii de oameni. Unii care sunt gata să-și plece în orice moment genunchiul înaintea lui Dumnezeu și să spună, Doamne, facă-se voia Ta. Și o altă categorie de oameni care nu-și pleacă genunchiul înaintea lui Dumnezeu și cărora Dumnezeu le spune, bine, atunci, facă-se voia Ta. Și în Roman, capitolul 1, cu versetul 28, spune Dumnezeu ce se întâmplă când omul face ce vrea el. Spune că Dumnezeu i-a lăsat în voia minților cum? Și au săvârșit nelegiure după nelegiure și păcat după păcat. E greu să l -asculti pe Dumnezeu. Vă credeți că diavolul a stat liniștit? Credeți că diavolul a stat cu mâinile în sân să vadă cum noi construiește arca? Credeți că n-a venit uh, diavolul la Noe să-i șoptească la oreche precum lui Adam și Eva, oare Noe, tu ești normal? Ți-a vorbit ție Dumnezeu cu adevărat să faci așa ceva? Credeți că n-a fost ispitit în fiecare noapte când mergea să se culce Noe uh, de către diavolul, oare chiar ți-a vorbit Dumnezeu? Credeți că probabil soția lui Noe, când vedeau că toți din jurul lui își făceau case cu două, trei etaje și renovau casele și apartamentele, credeți că uh, soția lui Noe s-a simțit bine? Credeți copiii lui, lui Noe, Semham și Afet, când mergeau prin sa și auzeau că toată lumea râde taică să cum construiește o corabie într-un loc unde nu există mare și toți ziceau că Noe e un nebun, credeți că copiii lui s-au simțit bine? Credeți că nu veneau copiii lui probabil când au fost mici de la școală plângând și o zică, tată, toată lumea și tot satul râde de noi. Credeți că a fost ușor? Credeți că este ușor să împlinești valul Dumnezeu? Nu este, dar nu este imposibil. În urmă cu ceva vreme, o biserică din România, de oraș, a lansat o lună de post și rugăciune. Urma o săptămână de evangelizare și frații au hotărât ca înainte de săptămâna de evangelizare, în biserica lor să se organizeze post și rugăciune necurmat. Adică în fiecare oră, în fiecare clipă și secundă, timp de o lună de zile în biserica lor, era cineva care se ruga. Și o femeie foarte bătrână, o soră în vârstă de 80 și ceva de ani, s-a înscris și ea în lanțul ăsta necurmat de rugăciune. Și a spus în felul următor, pentru că eu stau foarte aproape de biserică, am să vin în fiecare zi, 30 de zile, de, în fiecare noapte de la 12 la 1, ca să mă rog și să postez aici în biserică. A venit într-o noapte, a stat la rugăciune, după ora 1 a plecat înspre casă, numai că fiind iarnă a alunecat și s-a lovit rău de tot. Au venit cei de la Smurt, au dus -o la spital. În noaptea aceea pastorul bisericii a fost sunat și s-a dus de urgență la spital. A ajuns acolo, a stat la terapie intensivă lângă femeia aceasta, s-a rugat pentru ea. Și în momentul acela, în timp ce el se ruga pentru femeia aceasta bătrână, tocmai au venit doi oameni dintr-un accident preluat de către ambulanță. Soț și soție. Și în timp ce pastorul acesta stătea la căpătâiul surorii lui, acestei femei bătrâne, soțul acestei femei a decedat. După câteva zeci de minute. Femeia aceasta și-a revenit din șocul accidentului și din sedative și a început să strige, era lângă patul acestei femei și a început să strige, unde este soțul meu? Și a început să strige și să plângă, unde este soțul meu? Și nicio asistentă nu avea curajul să-i spună că soțul ei a murit. Numai că femeia aceasta și-a dat seama că tăcerea acestor oameni ascunde ceva foarte drastic și anume că soțul ei a murit. Și a început să plângă și spunea pastorul acesta că a început să-și mulgă părul din cap de dureri și de lacrimi. Și atunci a venit o asistentă și a spus, domnule, dumneavoastră sunteți pastor. nu puteți să veniți să vorbiți cu femeia asta, să o calmați cumva, că noi nu mai putem. Și a spus, ba da. Și s-a dus pastorul acesta lângă femeia aceasta și a spus, doamnă, eu sunt pastor într-o biserică pentecostală. îmi dați voi să mă rog pentru dumneavoastră. Și femeia s-a calmat și a spus, vă rog frumos. Și în timp ce se ruga pentru femeia aceasta, femeia s-a liniștit destul de mult. Și după ce s-a încheiat rugăciunea, i-a spus femeia aceasta pastorului, Domnule pastor, dumneavoastră nu mă cunoașteți pe mine, dar eu pe dumneavoastră vă cunosc foarte bine. În urmă cu doi ani de zile am fost la o seară de evangelizare în biserica dumneavoastră. Și mi-aduc foarte aminte bine că la final a făcut o chemare și a spus că cei care vor să-și predea viața în mâna lui Dumnezeu să iasă în față ca să vă rugați pentru ei, pentru mântuire, pentru iertarea păcatelor și pentru viață veșnică. Numai că lângă mine în biserică, spunea ea, era prietenul meu de atunci și soțul meu cu care m-am căsătorit. Și acesta mi-a spus că dacă mă duc în față să uit de el pentru totdeauna. Și spunea ca să nu-mi pierd prietenul și mai apoi că cel care mi-a devenit soț am stat pe loc. M-am încăsătorit cu omul acesta și avem o fetiță de trei luni. Acum, astăzi, în noaptea aceasta, noi veneam de la o petrecere și pe drum ne-am izbit de o mașină și spunea în, în, în lacrimi, ceea ce mă doare mai tare este că l-am pierdut și pe soțul meu, l-am pierdut și pe Dumnezeu și inima mea este pustie și goală. Pentru că n-a scos de Dumnezeu. Pentru că n-a scos glasul lui Dumnezeu. Noi a fost un om... Care, în ciuda tuturor consecințelor nefavorabile, a ascultat și a ales să asculte de Dumnezeu. Într-o vreme de liniște precum aceasta, dinaintea furtunii, trăiește viața ca o excepție de la regulă, ascultă de glasul lui Dumnezeu, ignorându-l pe celălalt lumii și mai apoi, caută-ți un loc de scăpare până nu e prea târziu. Caută-ți un loc de scăpare până nu e prea târziu. Geneza, capitolul 7, cuvântul lui Dumnezeu spune așa. După cele șapte zile au venit apele potopului pe pământ. În anul al șase lea al vieții lui Noe, în luna a doua, în ziua 17 a lunii, în ziua aceea s-au rupt izvoarele adâncului celui mare și s-au deschis tăvilarele cerurilor. Ploaia a căzut pe pământ 40 de zile și 40 de nopți. În aceeași zi au intrat în corabie Noie, Sem, Ham și afet. fiul lui Noe, nevasta lui Noie și cele trei neveste ale fiilor lui cu ei. Ei și toate fiarele câmpului după soiul lor, toate vitele după soiul lor, toate târătoarele care se tăresc pe pământ după soiul lor, toate păsările după soiul lor, toate păsărelele tot ce are aripi, au intrat în corabie la Noie, două câte două, din orice făptură care are suflare de viață. Cele care au intrat erau câte o parte bărbătească și câte o parte femeiască, în orice făptură, după cum poruncise Dumnezeu lui Noie, apoi, rețineți, Domnul Dumnezeu a închis ușa după el. În această vreme de liniște, dinaintea furtunii, caută-ți un loc de scăpare până nu e prea târziu. Pentru că dăm voie să spun din Cuvântul lui Dumnezeu și bazat pe profețiile din Cuvântul lui Dumnezeu, pe cele din Daniel și pe cele din Cartea Apocalipsei: În curând, Dumnezeu, peste pământul acesta blestemat și corupt moral, Dumnezeu va trimite potopul. Dumnezeu va trimite uh, distrugerea în masă pentru că omenirea de astăzi s-a străinat definitiv de Dumnezeu, pentru că mai există doar o fărâmă de oameni care mai caută fața lui Dumnezeu. Știți de ce Dumnezeu a ales atunci soluția potopului pentru generația din vremea lui Noie? Pentru că în acest capitol 6 există un verset care ne pune pe gânduri și spune așa, Versetul 2 din capitolul 6, Fiii lui Dumnezeu au văzut că fetele oamenilor erau frumoase și din toate și-au luat de neveste pe acelea pe care și le-au ales. Întrebarea este, cine sunt fiului lui Dumnezeu? Sunt multe interpretări teologice la acestui pasaj, acestui verset din Sfânta Scriptură, legat de cine sunt fiii lui Dumnezeu de identitatea lor, și sunt de regulă două interpretări. Și anume, o prima interpretare susținută printre alții de către Ioan Gurădeau, Ioan Casian sau Teodoret al Cirului, că Fiul lui Dumnezeu din Geneza, capitolul 6, versetul 2, sunt de fapt descendenții seminției lui Set. Seminției, îmi cer scuze, a lui Sem, a lui Set, fiul lui Adam, cel care se spune că a moștenit caracterul ales al lui Abel și că aceștia au reprezentat din generație în generație până pe vremea lui Noe de la Adam o linie de oameni morali, o linie de oameni care au alcătuit au un fel de preoție a vremii respective. Numai că pe vremea lui Noe, oamenii aceștia care au fost morali, linia aceasta genetică, dacă vreți și morală, din seminția lui Set, s-au corupt, au căzut în păcat. O a doua interpretare este aceea că fiul lui Dumnezeu din Geneza, capitolul 6, cu versetul 2, sunt de fapt îngerii lui Dumnezeu. Îngerii căzuți al lui Dumnezeu. Dați-mi voie să vă argumentez din Sfânta Scriptură. Cei care susțin această interpretare, printre alții, sunt Origen și Filon din Alexandria. Iuda, versetul 6, spune așa cuvântul lui Dumnezeu. El a păstrat pentru judecata zilei celei mari, puși în lanțuri veșnice, în întuneric, pe îngerii care nu și-au păstrat locuința. 1 Petru 3, cu 18 la 20, cuvântul lui Dumnezeu spune așa, Hristos a fost omorât în trup, dar a fost înviat în Duh în care s-a dus să propăvăduiască Duhurilor din închisoare, care fusese răzvrătite odinioare când în delunga răbdare a lui Dumnezeu era în așteptare în zilele lui Noie, când se făcea corabia. Și un alt verset care, din punctul meu de vedere, lămurește și mai mult interpretarea aceasta, este 2 Petru, capitolul 4, 2 Petru, capitolul 2, versetul 4 și 5. Căci, dacă n-a cruțat Dumnezeu pe îngerii care au păcătuit, ci a aruncat în adânc unde stau înconjurați de întuneric, legați cu lanțuri și păstrați pentru judecată. Toate aceste trei versete înlănțuite într-o linie logică spun următorul lucru, că fiii lui Dumnezeu din Geneza 6 cu capitolul 2 au fost de fapt îngerii căzuți, acei îngeri care nu și-au păstrat uh, vrednicia. Ce s-a întâmplat? Știți foarte bine versetul 2 mai în jos, că din împreunarea, din încrucișarea femeilor lumii cu îngerii lui Dumnezeu au rezultat pe pământ o rasă de oameni, de hibriza, am putea să spunem, numiți ghibori din limba ebraică sau viteji, uriașii care erau pe pământ. De ce? Scopul acesta a fost, de fapt, un scop ascuns al diavolului de a nimici rasa umană prin acești uriași. De ce? Pentru că diavolul știa foarte bine că a fost o profeție în grădina Edenului că sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui. Și tocmai asta a vrut diavolul să oprească. Tocmai asta, prin, dacă vreți, contaminarea genetică a rasei umane, diavolul a vrut să uh, extermine rasa umană, ca Hristos mai apoi să nu se poată întrupa. Care a fost soluția lui Dumnezeu? Potopul. Dumnezeu a zădănicit planurile diavolului. Frași și surori, lumea de astăzi este contaminată din punct de vedere moral de către păcat. De pildă, dați-mi voi să vă spun niște lucruri care pe mine cel puțin mă șochează. În urmă cu aproximativ două luni de zile, Parlamentul Englez, cu 400 de voturi pentru și 175 împotrivă, au legalizat căsătorile între persoane de același sex. În urmă cu câteva săptămâni, Parlamentul francez a adoptat cu 249 de voturi pentru și doar 97 împotrivă legalizarea căsătorilor între persoane de același sex. Este a zecea țară, Franța, din Uniunea Europeană, care face lucrul acesta. Ce se va întâmpla? Căsătorii între persoane de același sex, oameni care au dreptul să adopte copii, oameni care se pot căsători, oameni care pe viitor vor cere drepturi în biserici, Lumea în care trăim este o lume coruptă din punct de vedere moral, sfârșitul este aproape și în această vreme Dumnezeu ne spune tuturor care suntem aici și care încă mai avem mintea țintită spre cuvântul lui Dumnezeu, căutați-vă oameni buni, un loc de scăpare până nu e prea târziu. Pentru că mânia lui Dumnezeu va veni peste acest pământ, pentru că nu mai poate Dumnezeu să rabde atâta murdărie și atâta răutate cât este pe fața pământului. Vreau să vă spun un lucru din Sfânta Scriptură în seara aceasta: că această ușă a lui Dumnezeu este încă deschisă. Dacă pentru vremea din generația, pentru generația din vremea lui noi, Dumnezeu a închis ușa pentru totdeauna și tot spune Biblia că au murit, astăzi, aici, acum, în secundele acestea, în clipele acestea, ușa izbăvirii, ușa salvării lui Dumnezeu este încă deschisă. Pentru că spune Cuvântul lui Dumnezeu în Apocalipsa 3 cu 7. Iată, ți-am pus înainte o ușă deschisă pe care nimeni nu poate închide. Dar, frați și surori, prieteni dragi, despre ziua și ceasul acela nu știe nimeni. De aceea și voi fiți gata căci fiul omului va veni în ceasul în care nici nu vă gândiți. Ușa care acum este deschisă, ușa izbăvirii, ușa salvării, ușa mântuirii se poate închide în orice moment. Și vă mai spun un lucru, Odată ce stăpânul casei spunea Hristos se va scula și va încuia ușa și voi veți fi afară și veți începe să bateți la ușă și să ziceți, Doamne, Doamne, deschide-ne! Drept răspuns el vă va zice, nu știu de unde sunteți, nu știu cine sunteți, ușa aceasta, dragul meu și prietenul meu scump în Hristos, dăm voi să spun că odată închisă nu se va mai deschide niciodată. Acum este deschisă, se poate închide în orice moment, și odată închisă ușa izbăvirii, nu se va mai deschide niciodată. Liniștea dinaintea furtunii. În această vreme de liniște, de răgaz, Dumnezeu te cheamă să trăiești viața ca o excepție de la regulă. Să trăiești diferit, să gândești diferit, să ai preocupări diferite decât ceilalți. În această vreme, de liniște dinaintea furtunii. Ascultă de glasul lui Dumnezeu. Chiar dacă uneori ni se pare ciudat ce ne cere Dumnezeu, ascultă de glasul lui Dumnezeu, ignorându-l pe cel al lumii. În această vreme de liniște dinaintea furtunii, caută-ți un loc de scăpare până nu e prea târziu. Pentru că unele lucruri făcute prea târziu nu mai pot fi întoarse niciodată. În anul 1469, regele Ferdinand de Aragon se căsătorește cu zeloasa regină Isabela de Castilia. În urma acestei căsătorii, cele două case regale din Spania, cea de Aragon și cea de Castilia, se unifică și teritoriul spaniol este unit sub o singură familie regală. Tot în această perioadă, spun istoricii, călugărul dominican de nefasta amintire, Thomas de Torquemada, devine duhovnicul și mentorul reginei Izabela de Castilia. Thomas de Torquemada, în urma insistențelor pe lângă cei doi regi ai Spaniei, avea să instaureze în Spania una dintre cele mai groaznice instituții din istoria umanității, Tribunalul Ecleziastic al Inchiziției. Acest tribunal ecleziastic al Inchiziției avea dreptul să anchiteze pe oricine, să tortureze în modul cel mai barbar pe oricine și mai mult de atât, prin acel procediu numit limpieza de sangre, arderea pe rug, putea să omoare pe oricine. Avea puteri nelimitate. Primii care au fost vizați în Spania a fost bogata comunitate de evrei. Peste 400.000 de evrei trăiau în anii aceia în Spania. Și în, anul, în luna martie 1492, Thomas de Torquemada, acest fanatic călugăr dominican, dominicane, scăinii Domnului erau numiți, au obținut un decret regal în luna martie, în care până pe data de 2 august dădea un ultimatum ca toți cei 400.000 de evrei din Spania, fie urmau să părăsească țara, fie se converteau forțat la catolicism. Celebrul scritor evreu Simon Wiesenthal, supraviețuitor al Holocaustului, scrie în cartea lui Calea Speranței că în această perioadă, anul 1492, evreii fiind foarte îngrijorați de situația lor, au căutat să pună la punct un plan de salvare și soluția la care i-au ajuns era căutarea unei noi patrii, unui nou teritoriu neexploatat în care toți evreii să se adune la un loc. Tot în acea vreme, era un navigator împătimit al mărilor care era obsedat de găsirea unei rute maritime spre Indii. Numele lui este Christopher Columb. Originar din Genova, din Italia, se pare că Christopher Columb, după spusele lui Simon Vizental, era descendentul unei familii de evrei, convertiți la catolicism așa numiți Maranos, cum se numește de către istorici. Și omul acesta, Christopher Columbus, în spatele planului său oficial de găsirea unei rute directe maritime spre Indii, de fapt a căutat un nou loc, o nouă țară, o nouă patrie pentru poporul evreu. Știți ce este interesant? Că pe data de 2 august 1492, Înainte de miezul nopții, oră după care evreilor era interzisă rămânerea în Spania și cei care rămâneau, dacă nu se converteau la catolicism, erau arși pe rug. Interesant este, cu câteva ore înainte să expire ultimatumul, pe 2 august, seara 1492, Christopher Columbus pornește cu trei nave și 120 de oameni la bord din portul spaniol Palos spre o direcție necunoscută la bordul lui, între cei 120 de oameni, era și un binecunoscut interpret de limbă ebraică. Și se întreabă Simon Vizental, oare de ce credeți că era acolo? La sfârșitul acelei toamne, 1492, Christopher Columb descoperă țărmurile unui pământ nou și necunoscut numit America. Ce a urmat în istorie se știe. America a devenit țara făgăduinței, țara tuturor posibilităților pentru mulți. Oamenii săraci și oprimați din Europa și-au găsit refugiu acolo și au pus bazele unei țări, a cărei Constituție este valabilă și astăzi. Și Constituție care este bazată în mare parte pe Sfânta Scriptură. Și lucrul interesant este că, la ora actuală, astăzi, peste șapte milioane de evrei locuiesc în America. Ci este cea mai mare comunitate de evrei din lume, mai mare și decât cea din Israel. Locuiesc în America. Acolo și-au găsit refugiu cei mai mulți dintre ei. Oamenii aceștia, într-un ultimatum, au găsit o nouă țară, o altă țară, un loc de refugiu. Știți bine ce a urmat în Europa. Știți bine vremea Holocaustului, din perioada celor de al război mondial. Evrei din America au fost protejați. Ce vreau să spun cu asta? În seara aceasta, fraților, în seara aceasta, drag prieten, te găsești și tu într-un port al mântuirii. În spatele tău stă o lume rea și nepretenoasă. O lume păcătoasă, peste care, din clipă în clipă, se vor rupe cele șapte peceți ale Apocalipsei. O lume peste care, din clipă în clipă, se vor revăsa cele șapte potiri ale mâniei lui Dumnezeu. În spatele tău și în spatele nostru este diavolul închizitorul acestei lumi, care caută, spune Biblia, ca un leu turbat să rănească, să răpună oamenii, pentru că știe că mai are puțin timp. În fața ta, însă, în acest port al mântuirii care este Biserica lui Hristos, există ancorată o arcă. Și această arcă este arca salvării lui Dumnezeu. Ușa ei este deschisă în seara aceasta. Știți cine este ușa? Isus Hristos. Isus Hristos. A spus Mântuitorul nostru: Așa, eu sunt ușa. Dacă intră cineva prin mine, va fi mântuit. Va intra și va ieși și va găsi pășune. Dăm voi să spun că nu mai există o altă modalitate de a salva viața. Nu mai există o altă ușă deschisă decât această ușă care este Hristos. Nu există un alt nume dat oamenilor în care trebuie să fie mântuiți decât numele sfânt al lui Isus Hristos. Trăiască-i numele. Ușa mântuirii în seara aceasta este deschisă. Dar eu te întreb, ușa inimitale? Astăzi. Trebuie să facem o alegere crucială. Alegi să rămâi în această lume păcătoasă și depravată. În această lume peste care va veni mânia lui Dumnezeu. Sau alegi să intri în arca izbăvirii lui Isus Hristos, unde cu brațele deschise te așteaptă Mântuitorul Lumii, Dumnezeul nostru cel mare și sfânt Isus Hristos. Dacă nu mă crezi, te rog, fă un lucru în mod spiritual, uită-te pe orizontul acestei lumi și ai să vezi că undeva departe se adună norii grei ai mâniei lui Dumnezeu, norii care vor duce la extinția acestei lumi și a umanității, pentru că ziua Domnului este aproape. Azi este liniște, dar mâine, mâine poate să vină fortuna lui Dumnezeu. Azi ușa este deschisă, dar mâine s-ar putea să fie prea târziu pentru tine. De aceea decide-te astăzi, în seara aceasta, ce ai de gând să faci. Ești în portul mântuirii. Ești în portul în care este ancorată corabia izbăvirii, care este Isus Hristos, Domnul. Ușa este deschisă. Tu ce ai de gând să faci? Haideți să ne icăm în picioare. Să ne rugăm Domnului. Pentru cei care încă N-au sufletele izbăvit, pentru cei care nu și-au găsit un loc de scăpare, pentru cei care nu trăiesc încă viața cu o excepție de la regulă, pentru cei care încă nu ascultă de glasul lui Dumnezeu, ci ascultă de cel al lumii, aș vrea să ne rugăm lui Dumnezeu ca Dumnezeu să dea putere de liberare și de mântuire în locul acesta. Amin.